Un haos total în economie, dar astăzi este nevoie de măsuri concrete. Noi astăzi nu suntem atractivi și eu asta cunosc de la investitorii, prieteni de-ai mei care locuiesc în diferite țări a globului pământesc, ei spun, domnul Sor, la voi, sunt cele mai scumpe resurse energetice, curent și gaz. La voi astăzi în Republica Moldova, pe lângă faptul ăsta, nu există securitatea investițiilor. Doi. Și cel mai important, ca taxă, nu vă supărați, dar voi trăiți undeva la începutul secolului 20. Deci astăzi, dacă noi nu introducem pentru companiile străine care nu au o activitate în Republica Moldova, un regim de taxă între 2 și 4%, ca să-i atragem măcar cu taxele, că agentul economic merge în țara unde sunt cele mai mici taxe. Când cineva mi-a încercat să-mi spui, domnul Sate, dar dumneavoastră nu propuneți un fel de Cipru, cum era, un fel de offshore, zic nu. Și acestui ambasador care mi-a reproșat într-o discuție, spuneți, vă rog, compania Lufthansa, care este cea mai mare din UE. Deși aproape 60% din acțiuni le deține o companie din Dubai. Că e zero taxă pe venit până anul trecut și tot așa. De asta noi trebuie să devenim atractivi. Că noi nu suntem atractivi, inclusiv din cauza sistemului fiscal, care la noi îi impune pe oameni să facă ceva pe sub masă. Eu vorbesc și de domeniul Horeca și de restul. De ce nu copiat îi măcar și-au făcut românii? 1% de la cifra de afaceri pe an, îl achiți și rulajul să nu fie mai mare de 1 milion de euro. Ei cu asta au pornit. Și tăți au început să lucreze au. Dar la noi tot timpul se creează condiții ca omul ori să facă ceva pe sub masă, că nu e real astăzi să achiți toate taxele în mai multe domenii, în mai multe afaceri din Republica Moldova. Și noi nu, sistemul fiscal nu este atractiv. Nici pentru a noștri, și să mai vorbim de și din exterior. Încă mai ales când mai vine câte o delegație și doamna Gavriliță le spune, băi, vă mulțumesc că ați venit, că este important vizita voastră investiții, numai că să aveți în vedere la noi machec câte o rachetă. Și investitorii nu dovedeau să fugă șalegeu care nu erau cu private, cu primă rută, au zburat din Chișinău la dâns și acasă.